Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este Tatiana Morar, psiholog clinician, psihoterapeut și vorbim despre relația cu sine. Cum să fim autentici în relația cu noi, în așa fel încât să fim autentici în relațiile cu ceilalți? Cum facem în așa fel încât să dezvoltăm relații cât mai armonioase cu noi și cu ceilalți? Cum ne respectăm pe noi înșine în așa fel încât să-i respectăm pe ceilalți și la rândul nostru să fim respectați de către aceștia. Pornim discuția noastră pe marginea cărții Fii tu însuți când vorbești, manual esențial de gramatică relațională de Jacques Salomé, o carte recent publicată în portofoliul editurii Herald. Tatiana, aș începe discuția noastră cu definirea acestei relații, pentru că de cele mai multe ori lumea se gândește la a fi în relații cu ceilalți. Ori Jacques Salomé vorbește despre cele trei moduri, sau să spunem cele trei puncte, relația cu mine, relația cu sine, relația cu celălalt și relația în sine. Deci astăzi suntem nu doi protagoniști într-o relație, ci suntem trei protagoniști. Așa este. Aș porni prima oară să spun cum definesc eu metoda ESPERE. Dincolo de multitudinea de definiții și sensul direct pe care îl dă și Jacques Salomé, pentru mine metoda ESPERE este despre efortul de a vorbi cu mine și despre mine. Mai întâi, apropo de relația prima oară cu sine. Pentru că educația și ritmul vieții pe care îl avem astăzi, chiar și tot ce înseamnă social media, ne invită foarte mult să fim în afară, să avem discuții despre ceilalți, să ne oglindim mereu în ceilalți. Și metoda ESPERE este despre a ne reîntoarce, despre a ne reconecta cu noi înșine. Adică prima dată, înainte de a vorbi cu celălalt, bine, lucruri importante, mai întâi să avem o discuție cu noi. Mai întâi să intrăm în acel spațiu interior al nostru pentru a clarifica lucrurile. Și mai ales atunci când vorbim cu celălalt, de fapt să ne împărtășim pe noi, să ne facem noi cunoscuți. Adică nu aș spune, vai ce ai făcut, este inadmisibil ceea ce ai făcut. Da? Aș putea, de fapt, relațional să transmit un mesaj vorbind despre mine că ceea ce ai făcut trezește în mine, nu știu, confuzie. Nu reușesc să înțeleg ceea ce vrei să transmiți. Sau mă duce cu gândul la ceva anume, sau mă face să mă simt ca și cum am mâinile legate, sau, nu știu, mă face să mă simt ca și cum mintea mea este blocată. Este un cu totul alt mesaj atunci când transmitem, da, plecând de la noi înșine, decât despre a vorbi preponderent despre ceilalți. Repet, metoda ESPERE este despre acest efort de a vorbi cu mine, despre mine, despre efortul de a mă face cunoscută, auzită, văzută chiar. Despre nevoile mele? Despre nevoile mele personale și despre nevoile relaționale, care sunt, apropo, în comun. Pentru că, iarăși, de multe ori confundăm ceea ce este în controlul meu, ceea ce trebuie să fac eu sau pot face eu singură, să citesc o carte, să mă ocup de dezvoltarea mea personală, da? Și cu totul altceva o nevoie relațională de a mă conecta cu celălalt, de a mă simți importantă prin anumite gesturi, de a-mi comunica aceste nevoi. Și metoda ESPERE face apel la aceste patru verbe foarte importante relaționale, și anume de a cere, a primi, a da și a refuza. Teoria
spune că aceste patru verbe ar trebui să fie într-un raport de 25% într-o relație, astfel încât noi să putem să ne simțim confortabil și să putem numi acea relație sănătoasă. Desigur, nu totul este matematică sau de foarte multe ori depinde. Dacă este vorba despre o relație mamă-copil, desigur, aceste raporturi între verbe nu mai poate fi de 25%, pentru că eu ca și mamă sunt în foarte mult de a da și puțin în a cere, mai ales la o vârstă foarte fragedă a copilului. Însă, într-o relație de cuplu, în relațiile dintre adulți, este important să avem în vedere despre acest lucru, pentru că, în fond, este vorba despre a mă asculta pe mine și a mă asigura că atunci când îi spun celuilalt da, nu îmi spun mie nu. Este vorba despre limite și înainte de aceasta de a-mi cunoaște aceste limite, de a avea o hartă personală interioară foarte, foarte clară. Și gândindu-mă la relația cu sinele, uite, mai devreme am spus că este vorba despre un spațiu personal. De multe ori în terapie folosesc această analogie clasică, este reană cu eșarfa și propun persoane din fața mea, uite, ai o eșarfă, hai să o măsori, da? Câte lungimi de birou are această eșarfă. Am și eu una aici, da? Și această eșarfă inițial avea 3 lungimi de birou, biroul meu din față. Și fac noduri, da? Adică spun, ok, care sunt provocările mele? Spațiul meu interior este preocupat de ce în această perioadă? Păi nu știu, este preocupată de acest conflict internațional în care suntem cu toții foarte prinși. Nu știu, poate am o problemă la serviciu, da? Și am o problemă eu pentru că am impresia că nu mi ofer suficient timp. Ei, doar 3 noduri am făcut pe eșarfa mea și lungimea acestei eșarfe s-a înjumătățit. Prin urmare, eu nu mai am foarte mult spațiu, adică nu mai pot face mișcări foarte ample în interiorul meu. Prin urmare, nu am suficientă disponibilitate, ci sunt foarte înghesuită. Rezultă că disponibilitatea mea emoțională, că resursele mele personale vor fi mult, mult mai limitate. Și o altă provocare pe care o ofer inclusiv persoanelor care ne văd aici este că, adică mă folosesc iarăși de metoda ESPERE, care foarte mult simbolizează sau aduce vizualizare externă, da? Pune un accent important pe acest fapt. Este de a simboliza, ok, care este, ce reprezintă relația cu mine. Este o eșarfă, ea arată poate așa, nu știu, și poate e neagră, poate e albă, poate e ceva așa, cu niște perle frumoase și atrăgătoare. Poate este un elastic, da, care se poate întinde. La fel ne putem raporta și vizualiza relațiile cu persoanele importante. Ok, relația cu, nu știu, relația mea profesională, da? Sau relația mea de cuplu, sau relația mea cu copilul meu. Cum arată în acest moment? Da? Este o relație care, da, e aici legată, da? De aici mă ține, sau poate de aici? Sau poate de mijloc. Da? Deci, de multe ori, acest demers de a vizualiza, de a vedea efectiv lucrurile pe viu în fața ta, ne ajută să vedem mult mai clar și să identificăm
chiar și blocajele, chiar și soluțiile, doar atunci când noi le vedem pe viu desfășurându-se în fața noastră. Și de aceea apreciez extrem de mult metoda ESPERE și o recomand, mai ales că este o metodă deschisă absolut tuturor, indiferent de pregătire, scop și așa mai departe, la fel ca și cărțile de la editura Herald a lui Jacques Salomé. Deci nu sunt atât de ușor de parcurs, sunt atât de arătoase. În primul rând, pentru asta vreau să vă felicit în mod special, pentru că un material și o viziune destul de nouă pentru că nu este practicată de noi în mod obișnuit, este prezentată foarte interactiv, foarte frumos. Și ne aduce foarte mult în contact cu noi înșine, de fapt. Și cum spuneai tu, foarte bine ai punctat cărți pentru publicul larg. Nu sunt neapărat doar pentru specialiști sau pentru practicienii acestei metode, metodei ESPERE. Jacques Salomé folosește un limbaj colocvial, un limbaj simplu, un limbaj plin de poezie, și am mai spus-o de-atea ori, un limbaj cu multe figuri de stil, cu multă poezie, cu multe metafore, ceea ce îl ajută pe om, iată, alături de simbolizare și de actele simbolice pe care le-ai arătat și tu puțin mai devreme, îl ajută pe om și prin acest limbaj, prin scriitură, îl ajută să înțeleagă mai bine ce poate, care e contribuția, aportul pe care fiecare îl aducem în relația cu noi înșine, dar și în relația cu ceilalți, pentru că toți ne dorim relații sănătoase și relații cât mai dătătoare de sens, relații împlinite. Aș continua discuția noastră pornind de la un citat, de la o idee a lui Jacques Salomé. A comunica înseamnă să ne punem în comun diferențele, asemănările, plecând de la două nevoi fundamentale, și anume nevoia de a fi recunoscut pentru unicitatea și autenticitatea noastră, mai ales că vorbim despre relația cu sine, dar și nevoia de a fi înțeles. Pentru că de cele mai multe ori, poate că una avem în minte ce am vrea să spunem, asta apropo și de verbele relaționale. Cu siguranță ai auzit de multe ori această expresie: nu știu să refuz sau nu știu să spun nu. Și atunci se creează acest conflict intrapersonal între faptul că aș vrea să refuz cererea, solicitarea acelei persoane și nu persoana în cauză, pentru ca acea persoană să ia totul în nume personal. Ok, din ceea ce mi-ai spus mai devreme, mă duce cu gândul la câteva idei și una este că ar trebui să fac, iarăși am nevoie de niște instrumente pentru a arăta. Și anume că e foarte posibil noi să facem confuzia între ceea ce simt eu față de tine și relația pe care o avem noi. Da? Adică mi-e foarte greu să-ți spun nu. De ce? Pentru că poate vreau să păstrez relația. Dar dacă aș putea să fac o diferență foarte clară și să accept în primul rând că eu, chiar dacă îl apreciez pe Sorin, da? Îmi place modul cum gândește pe foarte multe puncte esențiale, da? Vedem lucrurile la fel. Să nu cred că loialitatea ta sau deschiderea ta față de mine este pusă sub un mare semn de întrebare dacă eu te refuz. Da? Prima oară, o regulă care iarăși o recomandă Jacques Salomé, și mi se pare incredibil de importantă, este să ne asigurăm de disponibilitatea celuilalt, de timp și emoțională. Adică atunci când cer ceva, dar la fel atunci când refuz, de exemplu, ceva, să mă asigur că celălalt este dispus să mă asculte și este în primul rând disponibil emoțional. Adică
mesajul meu și are șansa să ajungă la celălalt, adică la tine. Făcând acest lucru, eu creez acest cadru, acest spațiu comun, da? În a aduce lucrurile în comun. Pentru că, iarăși, mintea noastră discursivă este obișnuită să creadă că, nu știu, două păreri diferite nu pot coexista. Ceea ce este fals. A pune în comun nu înseamnă că tu neapărat trebuie să fii de acord cu mine sau eu trebuie să fiu de acord cu tine. A pune în comun este de a îmi împărtăși punctul de vedere, de a nu impune, da, ceea ce cred eu, de a aduce împreună, da, și a pune vulnerabilitățile, resursele, iarăși la oaltă în comun și să vedem dacă putem noi ajunge la un spațiu comun unde deciziile noastre sau punctele noastre de vedere se pot, da, se pot atinge. Însă, nu înseamnă că eu te neg pe tine cu totul sau zic că nu mai am nicio relație cu tine, da? De ce? Pentru că într-o anumită situație tu mi-ai lezat, nu știu, amorul propriu sau ceva. Da? Și o altă idee care mi-a venit în timp ce spuneai acel citat este că deseori noi confundăm diferitele relații. Adică, ok, eu cu tine pot avea o relație profesională, dar eu cu tine pot avea și o relație personală, de prietenie. Da? Și pot să-ți spun nu în acest moment profesional, pentru că nu sunt disponibilă, nu știu, da, ceva s-a întâmplat. Asta nu înseamnă că relația noastră de prietenie personală dispare. Da? Și eu pot să-ți spun, te apreciez foarte mult pe tine ca și da, speaker relațional și așa mai departe, dar însă în acel moment, da, și intru pe partea personală, însă în acel moment, pentru că te-ai încruntat la mine, da, m-a făcut să mă retrag sau m-a făcut să mă blochez. Odată ce vedem noi lucrurile foarte da, distincte și iarăși vizualizate, simbolizate, lucrurile încep să fie mai ușor de înțeles și mai ușor de digerat și, atenție, mai ușor de acceptat. Pentru că atâta timp cât lucrurile sunt în mintea noastră, noi avem impresia că ne scapă printre degete, că sunt volatile, că cred că mi s-a părut sau doar e în capul meu. Da? Ori atunci când le punem pe masă, atunci când le vedem foarte clare în fața noastră, e mult mai ușor și mult mai bine să ajungi să intri cu adevărat în contact cu ele. Cât de important este să fim cât mai expliciți în cererile noastre? Este. Este important să fim expliciți la modul să fim concreți și să aduc în discuție lucruri obiective, da? Verificabile. Da? În momentul în care ai intrat pe ușă și ai deschis ușa brusc, da? M-am speriat. Deci lucruri foarte concrete. Nu spunem copilului, este clasicul, nu spui copilului doar bravo, sunt mândră de tine, ci spui am observat că ai avut răbdare mult mai multă, nu știu, cu 5 minute, da? Să faci desenul sau tema respectivă decât, nu știu, săptămâna trecută, da? Făcând temele tot la matematică. Copilul înțelege, ok, mândria mamei este generată de răbdarea mea, da? De dorința mea, efortul meu de a încerca să fac un lucru, chiar dacă, nu știu, am de mai multe ore nu mi-a ieșit și așa mai departe. La fel și în cuplu,
Trebuie să fim foarte, foarte concreți, pentru că noi pierdem contactul cu noi înșine, spațiu interior avem foarte puțin și în exterior noi ieșim doar cu niște focuri de artificii. Adică doar aruncăm fraze. Nu reușim, nu avem răbdarea și disponibilitatea de a spune concret, ok, ce anume mă face pe mine să îmi pierd răbdarea? Sau, nu știu, mi-ai spus lucrul ăsta atât de ferm, încât am crezut că nicio discuție nu mai poate avea loc. Da? Repet, totul să fie pe comportament, totul să fie observabil, astfel încât și celălalt, da, să-și dea seama de impactul acelui comportament asupra noastră. Și eu, apropo de ce m-ai întrebat, există, da, acest termen, noțiune de comunicare asertivă și eu de foarte multe ori recomand clienților mei, ok, găsește drepturile comunicării asertive pe internet, pentru că sunt foarte multe surse, unele sunt recomandă 10 drepturi, în alte părți am găsit până la 30 de drepturi. Am zis ok, le printezi și le citești cu voce tare. Deci, persoane în toată firea, cu o experiență de viață mare, au spus că au avut niște trăiri neașteptate. Unele cuvinte le-au fost foarte greu să le exprime. Deci, practic, citind cărțile lui Jacques Salomé, putem completa această listă de drepturi, o putem avea în agenda noastră și de fiecare dată să revenim asupra acestor drepturi care se așează în noi de fiecare dată, poate într-un mod mult mai clar, mult mai concret, da? Legat de viața noastră. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Tatiana Morar, psiholog clinician, psihoterapeut și iată cât de frumos am vorbit despre verbele relaționale, despre acest manual de gramatică relațională lui Jacques Salomé, carte publicată recent în portofoliul editurii Herald, pe care cu drag vă o recomandăm și vouă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi și o săptămână minunate și lectură plăcută. La revedere!